Cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește moral. Bună dimineața, am apelat la mijloace contondente pentru trezire înainte de emisiune, cam cum fac ruibiștii din Noua Zeelandă înainte de meciuri. Acum n-am vrut nici într-un fel să speriu interlocutorul, dar ceva de genul ăsta am făcut înainte. Așa, bună dimineața, bine ați venit la cafea. O cafea împreună cu primarul municipiului Piatra Neamță, Andrei Carabelea. Bună dimineața și dumneavoastră. Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit, bine v-am găsit și să știți că nu mă sperie ușor, am văzut destul de multe mari sau în ultima perioadă. De acum la emisiune cu dumneavoastră punem înainte de emisiune haka. Și finalul e foarte tare, știți? Și zgomotos, da, energizant. Energizant. Da, înainte de a intra în emisiune, vreau să fac anunțul de fiecare joi. A apărut numărul 619 din Mesagerul de Neamț și numărul 17 din Ecou Munților. Amândouă sunt la chioșcuri. Mesagerul de Neamț are pe prima pagină Teatrul Tineretului, Cuțitul și Osu, un memoriu care a ajuns la o instituție publică din Neamț despre ce se întâmplă la Teatrul Tineretului sub conducerea doamnei Gianina Cărbunariu. Noi nu vorbesc la trecut ce s-a întâmplat, vorbesc la prezent ce se întâmplă. Domnia sa a depus o cerere de încetare a mandatului. Asta ar fi noutatea dată de noi ieri în exclusivitate la Mesagerul. O cerere de încetare a mandatului care este extrem de interesant concepută, în așa fel încât domnia sa să poată rămâne până pe 8 iulie, dacă nu mă înșel, sau iulie, da? Acolo, să-și finalizeze un proiect personal care, nu e așa, se desfășoară foarte bine în clădirea teatrului, sub atenta îndrumarea Consiliului de Administrație și a celui care coordonează din punct de vedere, adică e superior, ca să zic așa, teatrul fiind subordonat, adică Consiliul Județean. Două pagini, vă invit să le citiți, arată în mare ce s-a întâmplat din punctul de vedere al pierderii direcției Teatrului Tineretului față de ceea ce știam noi că însemna Teatrul Tineretului. Se referă la modul în care se încropea repertoriu, cum erau aleși regizorii pe criterii probabil de prietenie. Nu vorbim la partea financiară, că nu ne pricepem încă. Oricum merită de citit. Important este că vom continua cu niște lucruri privind Teatrul Tineretului și probabil că în online zilele acestea o să încercăm să devoalăm ce se află în spatele acestei neașteptate pentru multă lume încetare de mandat. Avem și un interviu cu o personalitate a cercetării științifice medicale, Gabriel Balmuș, care e din Târgu Neamț, acum la Universitatea Cambridge, cu o contribuție esențială în studiul bolii Parkinson, chiar și cu o propunere de medicament pentru așa ceva. În rest, puteți răsfoi ziarul, o să apară și pe online peste câteva zile materialele din ziar. Acestea fiind spuse, revenim la domnul primar, nu vă supărați că ne-am făcut reclamă, dar Teatrul Tineretului merita această reclamă. Eu sper ca de acum înainte să avem un teatru al tineretului așa cum îl știam de pe vremea marilor directori, a regizorilor care au lucrat aici, ca să nu mai vorbesc de actori. Sigur că da, dar eu în general învăț din lecții și mi-aduc aminte acum chiar când dumneavoastră contextualizați, prezentați situația de acolo. Mi-am adus aminte că ultima dată când am făcut o referire legată de activitatea teatrului, am generat așa o revoltă la nivel național din partea regizorilor și actorilor. Pur și simplu făcusem o
o invitație să facem, să inspirăm tinerii să vină la teatru, altfel, nu te întâmpli cu înjurături și tot felul de replici triviale, ci încercând să scoatem realitățile și acele lucruri care să inspire altfel, aflând chiar de la ei ce nevoiau. Și totul a fost interpretat ca fiind o cenzură. Deci eu nu mai fac comentarii legate de teatru sau de artă. Gusturile nu se discută. Da, corect. Dar noi nu facem comentarii. Iar activitatea de management, sigur, trebuie evaluată chiar de beneficiarii teatrului. Eu nu voi face astfel de afirmații. Sunt și lucruri bune care trebuie apreciate. Absolut. Ultimele piese puse în scenă, chiar a scris colegul Viorel Cosma despre ele, a apreciat calitatea, etc. Asta este important, să avem o evaluare obiectivă și să apreciem și ce este bine și ce trebuie îmbunătățit. Da. Cert este că de pe 8 iulie putem spune că vom mai avea doar o singură ediție a Festivalului de Teatru Gianina Cărbunariu la Piața Neamț, pentru că bănuiesc că nu îl va schimba nimeni repertoriul și ce va fi. Dar să revenim la ale noastre. Bună dimineața, domnul primar! Astăzi așteptăm și întrebările dumneavoastră pentru domnul primar. Până atunci, haideți să discutăm ceva referitor la oraș. Am înțeles că avem magnolii, da? Începem cu partea de am primăvară. Început distribuirea magnoliilor. Sunt sute de magnolii care au fost distribuite ieri. Un proiect care a fost primit foarte bine, peste așteptări. Știam că va pune o amprentă pozitivă asupra orașului, știam că va genera o emoție pozitivă, dar sincer nu mă așteptam să fie atât de puternică această bucurie. Pe de o parte a președinților asociațiilor de proprietari și administratorilor asociațiilor de proprietari, în întâlnirea pe care am avut-o la începutul acestei săptămâni, luni după amiază, a fost subiectul care a umplut o sală și a adus practic pe toată lumea interesată să afle cum se va derula anul acesta Piatra Curată. În fiecare an am încercat să venim cu idei inovatoare. Mi-aduc aminte și primul proiect, așa cum l-am implementat în 2021, Piatra Curată, prima ediție de când sunt primar. Că trebuie să recunosc acest proiect. Este unul dintre proiectele pe care am considerat că trebuie să le continui, pentru că eu nu am fost primarul care să oprească lucrurile bune, ci dimpotrivă am venit aici să îmbunătățesc. Și în primul an am pus hortensii. Ceva s-a întâmplat și la finalul anului am constatat că hortensiile respective dispăruseră. Acum am făcut un apel ferm la președinții asociațiilor de proprietari să informeze pe toți vecinii, toți riveranii zonei, să protejăm, că sunt bunurile noastre și sunt felul în care ne întreținem și ne gospodărim zonele în care locuim, sunt responsabilitatea tuturor. Și mi-aș dori ca aceste magnolii să nu aibă același deznodământ ca hortensiile de pe Orhei. Am vrut să dăm atunci o amprentă fiecărei străzi, să o particularizăm. Anul acesta, proiectul prin care vrem să transformăm Piatra Neamțul în orașul celor 1000 de magnolii, a fost atât de bine primit încât am sute de mesaje de la cetățeni care îmi spun că vor magnolii și în fața, și pe aliniamente stradale, și în parcuri, și în strand, și în zonele de case. Și acum, având toată această concluzie formulată în jurul acestei povești,
Ne gândim că proiectul trebuie continuat și nu ne oprim la 1000 de magnolii. În ediția de toamnă vom veni cu completări pentru aliniamente stradale și să vedem și în zonele de case, în toate cartierele orașului, câte magnolii am putea planta și ce nevoie ar fi acolo. Scumpe magnoliile sau ieftine? S-au luat magnolii la o valoare rezonabilă. Eu am văzut că sunt într-adevăr diferențe destul de mari de preț, dar trebuie să corespundă, să fie aclimatizate și să avem garanția că acestea se prind. Am luat la ghiveci, nu doar în folie, așa. Folie. Bun. Eu v-am întrebat pentru că e firesc. Am văzut și eu valori între 80 de lei și 500 de lei la magnolii de aceeași înălțime, dar bine, sunt specii diferite. Astea au costat? Acestea sunt specii care înfloresc de două ori pe an. Și din câte rețin, valoarea întregului proiect Piatra Curată este de 200.000 de lei. Bineînțeles, cea mai mare sumă merge către, acoperă costul magnoliilor. Ok, lăsăm magnoliile deoparte. Am spus că luăm întrebări și întrebările vin. Sunt întrebări clasice deja. Puteți întreba pe domnul primar, putem. Când va fi gata colarul de mobilitate de pe Traian? Nu vorbește de decebal. Traian. Eu nu mai vin să dau niște termene care să fie, voi spune că vara aceasta, cu siguranță, Bulevardul Traian și Decebal va arăta mai bine decât arată Bulevardul Mihai Viteazu. Va fi finalizat, va fi totul la dungă, vom trece peste această perioadă pe Traian. Lucrurile sunt deja lămurite, clarificate. Astăzi se fac ultimele probe după ce s-a așezat durosolul și stabilizat, s-au făcut lucrurile de stabilizare. De luni sau săptămâna viitoare se vor face celelalte lucrări pentru aferente turnării plăcii de beton, cu piatră spartă, nisip și turnarea betonului. Da. La finalul lunii aprilie, sper eu că până de Paște vom avea asfalt pe Traian. Cel care a pus întrebarea v-a și mulțumit. Bun. Pentru asta. Dar continuăm. Pe Decebal facem tot efortul ca până la sfârșitul lunii mai să reușim să finalizăm aceleași lucrări. Eu pot să spun de unde întârzierile aferente acestui proiect. Pentru că este un proiect extrem de complicat. Imaginați-vă că am fi terminat tot ce înseamnă culoare de mobilitate dacă această lucrare nu ar fi fost grevată de magistrala de apă. Dacă lucrurile ar fi fost pregătite din timp, adică de pe vremea fostului primar, odată cu pregătirea proiectului de mobilitate urbană, să pregătească și proiectele de utilități, lucrurile ar fi fost de mult încheiate cu succes. Dar tocmai pentru că cineva nu și-a făcut treaba la timp, am luat toate aceste probleme și a trebuit să le rezolvăm într-un timp comprimat. Avem magistrala finalizată, 100%, mai sunt câteva cămine de realizat pe Decebal. Le vom încheia și pe acelea până la finalul acestei luni. Contractul cu Moldocorul nu se prelungește sub nicio formă. A fost ultima păsuire. I-am înțeles și pe ei, pentru că am avut o serie de dificultăți pe care le-am întâmpinat, nu mai acuz pe nimeni, dar ne-am trezit la mijloc între două companii, una care ne ține pe loc, că așa știe să facă, pentru că ea nu se mișcă, și una care se mișcă încet, dar măcar se mișcă. Aici mă refer la Moldocor. Iar prima, o știe toată lumea, e compania care excelează la capitolul incompetență și dezinteres, APA Serv. Și este o companie care, știți prea bine și trebuie să spunem lucrurilor pe nume, aparține și este gestionată și asumată de PSD. Pentru că tot ce înseamnă conducere la această companie în ultimii
8-10 ani, a avut culoare politică roșie, PSD. Deci am și niște mulțumiri. Revenim la apa servii imediat. Sigur. Am și niște mulțumiri. Puteți să-i mulțumiți domnului primar, pentru că, o să rog pe Bogdan dacă poate să pune, pentru că a lăsat semafoarele pe verde, pe variantă, acum se circulă bine. E un compromis pe care l-am făcut, dar imaginați-vă cât suferă locuitorii Mărățeiului, care efectiv în orele de vârf nu mai pot ieși din cartier. Nu mai au pe unde, pentru că Traianul este blocat circulându-se pe un singur fir pe perioada acestor lucrări. Nu mai durează mult, dar pe perioada acestor lucrări, într-adevăr, pe acolo se circulă foarte greu. Și pe variantă, uneori apar situații de blocaj tocmai din cauza celor care fac la dreapta și care nu mai au pe unde să mai intre din cauza, deci, semafoarele. Au utilitatea lor, în special în perioadele de vârf, asigură o fluență echitabilă. Bun. Între... că toți locuiesc cert undeva este, până la urmă. Cert este că în momentul acesta, cu semafoarele pe galben, se circulă mai bine pe cei care merg doar pe culoarea respectivă. Să știți că, cu excepția câtorva intervale de timp, lumea poate ieși. Deci nu sunt chiar așa mari probleme, dar oricum se circulă mai bine decât... în momentul în care aceste semafoare funcționează. Tocmai de aceea am lăsat pe intermitent aproape toate semafoarele de pe variantă. Am lăsat în tricolor doar câteva semafoare care reglementează circulația pietonilor pe anumite zone, în zona pieței și în zona gării. Valentin Toma: de ce nu se continuă lucrările la pistele de biciclete pe Decebal și la spații de vezi din partea cu Petrodava până la școala numărul 4, cred? Același lucru întreb și eu constructorul în fiecare zi. Se lucrează la trotoare. Până la urmă, lucrarea va fi recepționată tot ce înseamnă coridor de mobilitate. Se va face o singură recepție la terminarea lucrărilor pe întreg coridorul, de la liceul de chimie până în capăt. Ne focusăm în momentul de față să sprijinim și să stimulăm constructorul pe partea de carosabil, să punem la punct circulația. Am impus constructorului care a gestionat magistrala de apă să facă lucrurile de întreținere necesare și de curățenie, pentru că trebuie să asigure curățenia în zona șantierului. Și într-un final am reușit să avem această înțelegere. În această dimineață lucrurile arată puțin diferit și de acum le vom ține din scurt. Vom scoate acest proiect la final, cel puțin până la finalul, până de Paște vom avea, Traianul va arăta cu totul și cu totul diferit. Este drept, după ce punem asfaltul pe zona magistralei, vom avea de rezolvat în același fel, cu aceleași lucrări, stabilizare, așezare, piatră spartă, nisip și placă de beton, pe zonele intersecțiilor, acolo unde au fost traversările. Deci mai este puțin disconfort de suportat, dar toate aceste lucruri, și pentru care ne cerem scuze că nu avem de ales să le facem altfel, dacă ar fi existat posibilitatea de a face lucrurile într-o manieră diferită, așa am fi făcut. Dacă am fi putut, dacă cineva mi-ar demonstra că Roma s-a construit într-o singură zi, probabil am lucrat cu același constructor. Am înțeles. Da, avem... și pe doamna, cred că sunt multe aici, doamna Brândușa: bună dimineața, ce ne facem cu promisiunile? Știți, 15 martie, recepție școala 5, ați declarat în această emisiune că e chestiune de zile, deja suntem în aprilie, știți ce înseamnă să faci ore după amiaza pe căldura asta, fără perdele, cu geamuri bătute în cuie. Vrem să ne întoarcem înapoi în școală cât de repede. Știu că la școala 5 s-au finalizat lucrările.
Probabil se lucrează doar la nivelul de documentații pentru a avea toate hârtiile puse în ordine. Voi transmite doamnei Brundușa un răspuns și părinților prin conducerea școlii un mesaj astăzi ca să știe clar de când pot reveni copiii la școală. Asta este un lucru foarte important pentru că a trecut și săptămâna verde când ei puteau să facă mișcările. Da, revin la Apaser, că am rămas eu acolo setat. Am înțeles că Apaservul a început să scoată artileria juridică grea împotriva unui fost director de acolo și a acum consilierul dumneavoastră personal, domnul Păvăleanu Andrei, a lansat niște, să spunem, nu știu cum să le spun, din astea perverse de la Comănești sau de unde erau perversele alea, apropo de ideea că dacă acolo este bypass, e suspiciune de știți, luat apă fără și că s-ar fi încheiat un fel de contract fără ca dumneavoastră sau, mă rog, proprietarul de acolo să-l semneze și a semnat altcineva. Cum comentați lucrurile astea? Cred că este clar pentru toată lumea că Apaservul își dă aramă pe față acum și arată că este agentul electoral al PSD, partidul pe care l-a slujit de 8 ani de zile. Apaserv n-a făcut nimic pentru pietreni, n-a făcut nimic pentru nemțeni, n-a făcut absolut nicio investiție prin care să reducă costurile cu apa, pentru ca oamenii să plătească mai puțin. Din potrivă, își fac doar niște jocuri politice. De data asta îl hărțuiesc pe primar, pe persoană fizică și pentru că este candidatul PNL. Despre asta este vorba, cred că este evident pentru toată lumea. Eu am avut o abordare mai mult decât decentă în situația când m-au șicanat familia, venind în fiecare zi, trei vlășgani de la Apaserv acasă, ca să facă poze și să facă tot felul de măsurători în fiecare zi. În perioada în care noi le trimiteam adrese să vină, să ajute moldocorul la realizarea lucrării de magistrală de apă, pentru că erau niște avarii unde trebuiau să vină urgent. Și eu aflu vineri de la soția mea că au fost în fiecare zi și că ne-au dat acel proces verbal în care ziceau de un branșament frauduros. O mizerie. Am chemat un expert tehnic, a văzut despre ce este vorba, mi-a prezentat concluziile și mi-a zis că am două variante. Ori îi dau în judecată pe ăștia de la Apaserv să-și retragă procesul verbal și să-l corecteze, ori le fac o adresă prin care le solicit direct să corecteze lucrurile neadevărate menționate acolo. Și am ales calea amiabilă, gândindu-mă că, în urma unui proces, va răspunde un om care a fost împins să facă greșeala respectivă, niciodată șeful care l-a pus să comită acea greșeală. S-a îndreptat printr-un proces verbal pe care l-am și făcut public ulterior și am crezut că lucrurile vor fi lăsate într-o zonă corectă. Gata, s-a rezolvat problema respectivă, s-a depășit. Mi s-a cerut să schimb titularul contractului, deși eu, în urma decesului bunicului, am făcut toate demersurile pentru a schimba toate contractele de utilități, inclusiv la Apaserv. Nu s-a rezolvat acest lucru. Acum, ce să vedem? Un scandal cu bypass-ul, care a inundat toată țara cu știri false, că primarul care fură apă, că sună senzațională această știre. Și știm și scopul pentru care s-a dat această știre și ne putem uita simplu, la moment. De ce nu a apărut în noiembrie? De ce a apărut eu acum? Eu în locul dumneavoastră aș fi foarte supărat să vă pretați doar la furtul apei. Dar cei care au furat curent și au debitat așa ceva, unde sunt? Cum plătesc? Deci doar să furați apă? Ce îmi pare rău? E degradant pentru Piatra Neamț să aibă un primar care fură doar apă. Îmi pare rău de oamenii care au fost împinși să facă aceste greșeli și îmi pare rău că plătesc niște oameni nevinovați. Imaginați-vă că acum directorul spune mândru
că a sancționat disciplinar 3 persoane care au fost implicate în procesul de semnare a noului contract. Un contract perfect legal, pentru că neavând eu timp să mă ocup de aceste demersuri, am pus pe omul care știe punct ochit, punct lovit ce trebuie făcut, pentru că știe toate procedurile interne de acolo și am vrut să fie ceva șnur, să nu mai existe bâlbuiel și tot felul de acuzații. Am făcut procura avocațială pentru a semna contractul în locul titularului și acum nu este recunoscut contractul respectiv. Dar cine poate contesta contractul respectiv? Eu, ca beneficiar, n-am absolut nicio problemă cu asta. Mi-l asum. Am primit facturi acasă pe noul contract. Asta înseamnă că și APASERV își asumă noul contract. Dar știți ce? Au fost sancționați 3 oameni nevinovați care au fost implicați în semnarea, în procesul de semnare a unui contract perfect legal și nu a fost sancționat disciplinar și nici măcar nu a fost identificat persoana care a scos din instituție, din societate, un document confidențial, încălcând legea. Păi de ce nu ne explică domnul director cum a făcut această cercetare disciplinară? Eu știu persoana respectivă. Și nu sunt singurul. Păi și de ce nu? Și de ce nu? Vreau să văd și eu unde mai este urma de onoare și demnitate și legalitate în această societate. Eu știu că sunt oameni onești și de bună credință acolo. Dovadă că unul dintre aceștia este astăzi lângă mine, asigurându-ne de faptul că facem ce trebuie să facă APASERV-ul. Dar APASERV-ul nu face. Așa că face primăria. De asta facem noi magistrală, de asta facem noi rețelele de apă pe alte 10 străzi și de asta le vom face pe toate, pentru că alții nu sunt în stare și nu vor. Și ne mai și șicanează. Da, mergem mai departe cu întrebări. Revine tot așa o întrebare clasică de strada băncii, da? Da. Strada băncii. Doamna Nistor spune, nu se poate circula, nu s-a adus o mașină de balast, etc., etc. Doamna Nistor a primit recent o adresă. Vreau să știu dacă a citit-o, a înțeles-o și a făcut ceva în urma ei. Și nu doar doamna Nistor, ci toți riveranii străzii băncii. Vrem să-i ajutăm. Vrem să facem lucrurile, să le punem în ordine. Ne interesează ca și strada lor să arate una pe care să fii mândru că locuiești. Pentru că este zona cu cel mai mare potențial și cu în dezvoltare a orașului. Dar nu putem să venim cu investiție unde nu sunt clare hârtiile, unde nu sunt clare limitele de proprietate. Acolo a fost un drum de pământ unde s-a intrat cu proprietățile și... Bun, eu sunt de acord cu chestia asta și trebuie... Și am mers pe teren, am anunțat întâlnirea publică, am dat comunicat de presă cu momentul întâlnirii. Am modificat data pentru că am aflat că nu am putea să ne vedem la ora respectivă. Tocmai de pe bănci nu a venit nimeni. Am înțeles. Dau o mașină de refuz de freză, cred. Asta punem. Pentru a merge cu refuz de freză trebuie să-l avem. Încep lucrările pe Traian. Unde și atunci o să fie refuz și primul, primele mașini de refuz de freză vor fi duse pe bănci și pe plantelor. Asta am promis și asta voi face. Acum trebuie să fac eu câteva precizări. Eu accept tot felul de comentarii, nu dau reject la ele, că așa e. Dar când unul, care este probabil un postac, îmi spune mie că din câte se vede că am faceți campanie pro-Carabele, îl invit pe domnul să se uite și la alte emisiuni. Nu numai unde este pus de partid. Să se uite și la alte emisiuni, că dacă nu mă înșel, ieri sau alaltă ieri a fost aici un contracandidat în emisiune, domnul Piti. Deci asta este una. Doi... De acum înainte o să facem selecție la postări. Care sunt și știm noi că sunt postaci, că îi știm. Îi dăm afară. Eu am încercat să fie un loc în care discuțiile să fie civilizate. Da, dacă nu se poate,
că Mahu Gabriel, vorbiți frumos de PSD, după alegere o să fie frații voștri. Comentați cumva? Sau ei sunt și frații dumneavoastră acum? Sub nicio formă. Uitați-vă cum stau lucrurile și veți vedea că nu sunt nici pe departe frații noștri. N-au făcut absolut nimic pentru a veni în sprijinul proiectelor. Pe unde au putut, au făcut tot posibilul să ne încurce. Vedeți scandalul parcărilor. Și am auzit că recent, cred că la dumneavoastră în emisiune, se plângea de salariile mari din primărie și de numărul angajaților. Da, da. Așa este, nu? Da, da. Candidatul PSD-ului și președintele PSD Piatra Neamț. Prefectul județului Piatra Neamț, pentru că 2 ani, cât a fost prefect, el n-a făcut absolut nimic în activitatea lui ceva legat de alte OAT-uri, ci strict pe Piatra Neamț, să vadă care mai sunt problemele și ce mai poate ataca în contencios ca să ne blocheze hotărârile de Consiliul Local. Aștept să-și ceară scuze de la 20.000 de familii din Piatra Neamț, cu tot cu aparținători, pentru că din cauza lor, din cauza prefectului, acești oameni au fost lăsați într-o stare de neliniște, de supărare, de agitație și de revoltă chiar, pentru că nu mai știau ce se întâmplă cu parcările lor. Și lucrurile astea au trenat luni de zile până am reușit să găsim acel compromis prin care să salvăm situația. Prefectura, care are rol de îndrumare și control, și am solicitat să vină în sprijinul nostru cu îndrumare, să ne indice ce nu am făcut bine și cum putem corecta, nu a făcut acest lucru, a preferat să blocheze în instanță respectiva hotărâre de Consiliul Local. Pentru că, ghiciți ce, decontează primarul și oamenii îl vor jura pe primar. Și așa a fost. Dar am dovada în instanță cu hotărâre definitivă că prefectul a făcut asta și de aici tragem și concluzia că a făcut-o deliberat. Acum, și 2 ani de zile candidează, să-mi arate candidează. Ce proiect a făcut. A implementat vreun proiect în prefectură, altul decât să atragă organele de cercetare? Ați mai auzit vreodată ca în prefectura Neamț să fie arestat cineva? Ați mai auzit vreodată? S-a întâmplat în mandatul recent fostului reținut, prefect. Să fie reținut. Reținut, reținut, da. Da. A fost o greșeală de exprimare. Dar asta denotă practicile și clauzele penale de care ar trebui să aibă grijă fostul prefect. Domnul Robert din Brașov, și că am adresat și eu o întrebare mai sus, îmi cer scuze, domnul Robert, dar cred că este întrebarea privitoare la locuri de terenuri pentru tineri. Deci dacă primăria acordă terenuri pentru tineri pentru construcția de locuințe. E o lege care ne permite să facem asta în limitele terenului disponibil. După cum prea bine știți și dumneavoastră și am aflat-o și eu cu mare surprindere, dar cât se poate de neplăcută, Ditamai Primăria Municipiului Reședință de Județ nu are terenuri disponibile pentru așa ceva. A fost un proiect pe care am încercat să-l implementez, dar nu avem cum, pentru că abia găsim terenuri ca să facem creșe, abia găsim terenuri ca să facem școli, abia găsim terenuri ca să facem parcări. Despre asta este vorba. Alexandru Andrei. Bună ziua, vă rog, avem o solicitare din partea mai multor antreprenori de pe Bulevardul 3 Decebal, începând de la numărul 70 până la 95. Zona Moldocor până la Biserica Nouă. Solicităm, virgulă, probabil, cerem o echipă de curățenie pentru a ridica pietrișul și praful și pământul de pe stradă rămas. Am trimis la primărie și la Moldocor. Tocmai am început emisiunea, cred că spunând că societatea Moldocor se va ocupa de curățenie în zona respectivă. Am solicitat expres și nu odată. Dar acum am reușit să ajungem la același numitor comun și să se ocupe de această problemă. Noaptea trecută, cred că pe segmentul respectiv ar fi trebuit să treacă pentru prima dată mașina de spălat. Deci tocmai am primit un mesaj de la domnul Liliu Arguz. S-a măturat tot bulevardul ieri, iar azi noaptea a fost stropit pentru eliminarea prafului.
Da, stați că ar trebui să am și eu niște imagini cum s-au făcut lucrările noaptea asta în zona respectivă. E greu să le punem în momentul ăsta. Dar acum este complicat. Dacă mi le trimiteți mie, o să încerc să le pun. Da, deci, domnul Robert de la Brașov, am înțeles, mulțumesc. Deci, practic, nu sunt terenuri pentru tineri în momentul ăsta. Nu avem în momentul ăsta disponibil absolut deloc. Întrebare. De ce nu se lucrează pe culoare de mobilitate la turație maximă? Asta este o întrebare. Altcineva spune că... Nu mă, sunt răspunde la aceeași întrebare? Da, numai sau o secundă. Sau o întrebare în continuare? Erau mai multe pe tema aceasta. Apropo, haideți să îți dau aspecte de ce care nu verificați în eu. Teren zilnic lucrările și puneți firmele contractate să lucreze cu maxim de oameni? Se verifică zilnic în teren. Ieri s-a luat la pas tot tronsonul de pe Traian, de la chimie până spre spital, pentru a se face probele și să se vadă cum stau lucrurile acolo în perspectiva lucrărilor viitoare. Și pe partea de carosabil, unde este șanțul în care se va realiza placa betonată, și pe trotuar, unde s-au constatat niște deficiențe pe care societatea va trebui să le remedieze. Altfel nu se decontează, nu se plătește niciun leu pe respectivele lucrări. De ce nu se lucrează la turație maximă? Avem două situații. Am avut parte de sute de sesizări pe tot ce înseamnă șantiere și lucrări în oraș și vrem să facem totul cu maximă precauție și cu maximă siguranță. Orice neregulă constatată, sesizată fie de o persoană, fie constatată de dirigentele de șantier sau de un responsabil din primărie care verifică, este în echipa de implementare pe proiectul respectiv, se semnalează proiectantului care analizează, se consultă cu specialiștii inginerii din compania respectivă și caută o soluție. Tot acest proces durează câteva zile, perioada în care lucrarea pe tronsonul respectiv nu se continuă cu lucrările, se merge pe altă parte. În ceea ce privește ritmul lent al unor constructori, este din cauza lipsei forței de muncă. Uitați-vă și la faptul că sunt constructori care aduc stranieri, persoane din zona asiatică. Sunt mulți care, mulți angajați care este clar că sunt din zona asiatică. Am înțeles. Nu mai au forță de muncă, nu găsesc oameni să lucreze, pavatori. Asta nu este responsabilitatea asta primarului. Vreau să spun. Primarul până asigură la urmă, pe mine mă interesează beneficiar. Lucrăriți. Deci ca beneficiar să se facă în termenele stabilite. Și eu sunt primul interesat să se facă în termenul stabilit. Am să vă spun de ce am ajuns în această situație. Pentru că lumea trebuie să știe. În 2020, primăria era în imposibilitatea de a implementa proiecte de genul acesta, pentru că nu avea banii necesari pentru a implementa astfel de proiecte și pentru că plățile se făceau și la 3 luni. Venea omul cu factura și se ajungea la întârzieri uriașe în realizarea plăților, deși pe vremea aceea nu erau investiții, nu se făceau nu știu ce mari lucrări și nu aveau de unde să fie facturile așa mari. Astăzi vorbim despre șantiere imense, despre facturi pe măsura, direct proporționale cu valoarea investițiilor respective, și plăți pe care le facem la 7 zile, maxim 10 zile, cu maximă celeritate. Noi nu putem încredința o lucrare pe principiul ochilor frumoși. Totul se face în baza unei legislații foarte stricte. Lucrările, bineînțeles, presupun achiziții prin licitație. La o licitație câștigă cea mai bună ofertă, dar de cele mai multe ori avem o singură ofertă. Prin urmare, aceea, dacă se califică, dacă vine cu toate documentele necesare în spate, este declarată câștigătoare.
La magistrala de apă am avut o singură ofertă. Primăria Piatra Neamț atunci nu era foarte tentantă pentru constructori foarte eficienți. Astăzi, cred că ar fi bătaie pe orice licitație de genul acesta, tocmai pentru că avem un istoric care demonstrează capacitatea de plată și capacitatea administrativă. Astăzi, realitățile sunt cu totul și cu totul altele. Prin urmare, asta este garanția că pe viitoarele proiecte nu vom mai lucra cu constructori care să nu își demonstreze eficiența. Dar acum suntem condiționați. Să n-am cum să reziliez contractul cu una dintre societățile angajate acum, pentru că asta ne-ar întinde cu acest șantier pentru încă vreun an, 2, 3, cât ar dura procesul în instanță. Orice constructor are un interes economic. El vrea teoretic să finalize, dacă teoretic nu are unul politic și teoretic. Așa, mergem pe premisa că orice societate are interesul economic de a-și încasa banii pe contractul respectiv. Noi trebuie să fim vigilenți, să constatăm, să urmărim lucrările și să facem plata pentru toate situațiile de lucrări. Asta este îndatorirea primarului și aparatului primarului. Și asta facem, dar lucrăm cu materialul clientului. Astăzi lucrăm cu acești constructori și nu avem cum să-i schimbăm. Am înțeles. Haideți, nu că nu avem cum să-i schimbăm. Încercăm să le venim în sprijin și să-i... Să finalizați lucrarea, domnul primar. Asta e, exact. Deci să finalizați lucrarea. Bun. Am o invitație pentru domnul Silviu Păstrăveanu, dacă e numele domniei sale, și domnul Ovidiu Cătălin. Îi aștept într-o emisiune în direct ca să vedem clar cu cine avem de-a face și de ce ei vorbesc despre faptul că subsemnatul îl ajută pe primar. A fost în emisiune domnul, iarăși, domnul prefect, a fost domnul Piti, fost prefect, mă rog. Așa, Piti domnul, este numele de scenă, nu? Da, domnul Piti, au fost și alții, i-am lăsat pe toți să exprime, dar în momentul în care văd un om care cu obstinație vorbește doar despre un lucru, nu pot decât să-l invit în emisiune să exprime aici, de față cu toată lumea. Deci, domnul Silviu, te-ți invitatul meu. Când doriți dumneavoastră, facem în direct, înregistrăm, când doriți dumneavoastră. Mă aștept cu plăcere. Da, londonez de România, vreți să vindeți telescaunul? Vrem să-l reinventăm. Că aici spune momentan... că cineva are ideea să vândă telescaunul și că el ar putea am să facă ceva asta, productiv. Da. Deci, vindeți sau nu vindeți? Astăzi nu avem... am avut discuții despre posibilitatea de a-l vinde. Din punctul meu de vedere, o investiție deja făcută trebuie valorificată. N-ai cum să-l vinzi și să iei banii pe care ai dat pe acea investiție niciodată. Prin urmare, acum încercăm să finalizăm investițiile pe care le-am demarat. Traseul tematic care este în execuție, până la finalul lunii mai vom avea primele două statui, următoarele trei până la finalul lunii august. Facem o serie de investiții pe care să încercăm să le promovăm cât mai bine și să definim și rolul acelui telescaun la un moment dat, pe care îl vom adapta unei pentru altceva. Este clar că pistă de schi, pârtie de schi, nu avem cum să mai avem aici la Piatra Neamț, orientată spre sud și la această altitudine. A spus că fostul prefect, nu mai este prefect, domnul... Nu mai este, și-a dat demisia. E viitorul fost prefect. Deci, de fapt, se așteaptă... Dar este și-a dat demisia, trebuie da, o ședință da, de da, guvern. Exact, care va fi înțeles astăzi. Bun, dar dacă nu i se acceptă demisia, mai rămâne o săptămână. Demisia este un act unilateral. O fi unilateral, dar nu poți să lași prefectura fără conducere. Sau cu conducere cu doi subprefecți PNL. Ar putea să-l lase fără candidat da. PSD-ul. E bun. O opțiune care pe mine nu mă interesează foarte mult, sincer. Am înțeles. Bun. Oricum, vreau să văd de la contracandidați, în afară de atacuri josnice, vreau să văd proiecte, dacă au ceva.
Eu cred că asta este, despre asta ar trebui să însemne campania electorală. Proiecte. Ce vrei să faci pentru comunitate? Arată, demonstrează ce ai făcut până acum, ce realizări ai, dar când vorbim despre personaje care n-au în spate decât numiri politice și zero rezultate, ce așteptări să ai că vor fi în stare să prezinte vreun proiect viabil? De ce nu mutați infrastructura telescaunului pe un alt munte potrivit pentru a susține o pârtie de schi? Pentru că ne costă bani și nu avem acel munte potrivit. Eu cel puțin astăzi nu l-am identificat. Dacă ne spune cineva unde avem zăpadă, la final de februarie și început de noiembrie, ca să se justifice o astfel de investiție, acum mergem acolo și facem studiul de fezabilitate. Da, ceva spunem bucegi. Da, interesant. Domnul primar, haideți să încercăm să închidem emisiunea. O scurtă recapitulare, sunt care intră și nu au urmărit, o scurtă recapitulare, toți întreabă același lucru. Când se termină lucrarea pe DC Baltraian, încercați încă o dată, într-un minut, să explicați. Lumea nu stă pe tot parcursul emisiunii și tot intră, eu văd cum se derulează lucrurile și oamenii sunt interesați. Termenele prezentate de constructor pentru primul strat de asfalt, pe tronsonul finalizat pe care am predat magistrala de apă către APASERV, până de Paște ar trebui să avem primul strat de asfalt. Pe Decebal și pe Traian, lucrarea va fi finalizată până la sfârșitul lunii iulie, așa cum este contractul. Deci până la sfârșitul lunii iulie, tot ce înseamnă coridor de mobilitate Traian și Decebal, de la liceul de chimie până dincolo de Shopping City, până la pârâul Bărzoghean, va fi finalizat, va fi la dungă, cu tot funcțional, tot ce înseamnă trotoare, piste pentru bicicliști, mobilier stradal, rampe de acces persoane cu dizabilități, marcaje, rutiere și carosabil. Da. Ne oprim aici. Așteptăm să transmită și celor de la școala 5, tot primesc mesaje. Sigur. În continuu. Sigur. Astăzi le vom comunica. Voi suna personal pe doamna director. Și după aceea poate vom afla și noi care este situația. O întrebare. Ce se întâmplă pe Cozla cu asfaltarea? Cu asfaltarea. Drumul de pe Cozla e aproape finalizat. Cred că finalul lunii aprilie sau 15 mai este și termenul din contract. Se toarnă practic stratul de uzură, ultimul strat de asfalt, pentru că am văzut că au fost semnalate niște imperfecțiuni, niște cote imperfecte. Este tocmai pentru că era vorba despre o lucrare nefinalizată. După turnarea stratului de uzură, vor mai urma mici retușuri, dar suntem aproape de final. Deci, practic, se încheie această lucrare după câți ani de drum spart? Cel puțin 16. De când drumul acela, în mod rău intenționat și, nu știu, zice, chiar condamnabil, s-a decis lăsarea în paragina acelui drum și mai ales imaginați-vă la consecințele devastatoare în cazul unor ploi torențiale. De câte ori ajungeau torenții și noroaiele să inunde până pe Petru Rareș. Nu mai vorbim de casele oamenilor, gospodăriile din zonă și așa mai departe. Scopul acestei lucrări e mult mai consistent, nu doar funcționalitatea drumului, cât siguranța că nu o ia vreun versant la vale și că nu va mai fi acest fenomen atât de agresiv de eroziune a solului ca urmare a torenților care se formează acolo. Aici nu mă pricep, cert este că dacă eu aș fi fost în locul celor care administrau, de exemplu, restaurantul de sus din deal, de mult aș fi cerut despăgubiri
pentru faptul că nu era accesul. Din punctul meu de vedere, chiar ar fi. Deci, chiar. Eu am mers în primul an de mandat, în prima primăvară, de când eram primar, undeva prin martie-aprilie, și mi-am cerut scuze personal pentru felul în care au fost tratați. Acum, și le-am promis că mă voi ocupa personal de această investiție, dar le cer scuze pentru că va fi un proiect de durată. Când le-am zis că îmi va lua 3 ani probabil să finalizez acest proiect, mi-a zis că este prea mult. Mi-aduc aminte discuția de parcă ar fi fost ieri. Cum să mai suporte încă 3 ani? Am zis, oameni buni, proiectul ăsta trebuie făcut cap-coadă și trebuie început de sus în jos pentru a avea sens. Altfel o să ne trezim că lucrurile nu vor fi bune la final. Deci, probabil dați-mi acest răgaz de 3 ani și voi finaliza această lucrare. Iată că acum se împlinesc acești 3 ani și se finalizează și acest proiect. Da, probabil de săptămâna viitoare se va putea circula ok acolo, din câte am înțeles. Mai este porțiunea dintre colibele Haiducilor și Observator, care la momentul inițierii acestui proiect arăta mai bine și eu nu-mi dau seama cum s-a avut în vedere încă de la bun început. Vă spun eu cum, ca să nu mai întrebați vreun funcționar de acolo. Acea porțiune apărea reparată. În actele primăriei și nu puteau să introducă din nou în reparații, pentru că ea apărea reparată. Acum este treaba dumneavoastră să vedeți de ce apărea reparată, cine a reparat-o, ce garanție avea acolo de reparații și în ce măsură lucrurile astea pot face obiectul unei plângeri penale. Da, este o altă poveste, nu e treaba noastră. Este că e un subiect de cercetat. Dar de asta nu apare. Pentru că nu își puteau permite cei care au pus-o să pună, domnule, dar știți, noi reparăm, păi ce reparați? Că ați reparat. Ați făcut, ați semnat că totul e în regulă și dacă ai semnat, în armată era o vorbă, nu pot să vă spun aici, după semnarea jurământului din armată. Deci cam așa ar trebui să fie și în primărie cu aia care semnează și aia care nu semnalează niște lucruri la timp și le încasați după aceea, pe bună dreptate dumneavoastră, pentru că funcționarii... Nu e prea pe bună dreptate, funcția de primar. Eu n-am văzut atâta supărare pe un primar care n-a făcut nimic. A, bine, dar nici n-aveți de ce. De ce nu s-a întâmplat nimic în orașul nostru și nici nu se știa ce e ăla city manager, cine e city manager, ce face, nu... Exista practica investițiilor în primăria Piatra Neamț. Nu aveam experiență de lucru cu investițiile majore și acum dintr-o dată atâta supărare pe primarul care a modernizat toate punțile pietonale din oraș, aproape toate podurile din oraș, a început lucrările cele mai complicate cu putință de care nu s-a apucat vreodată un primar, magistrala de apă. Asta denotă curaj și ambiția de a primar, face lucrurile. Țineți minte ce făcea Băsescu? Aici sunt banii dumneavoastră. Aici sunt banii dumneavoastră. Asta n-a uitat-o nimeni. Câți au fost din banii noștri acolo e altă poveste. Câți din banii primăriei sunt în investițiile astea și cum e o altă poveste. Da. Acum se văd banii în integralitate în lucrări. Unde se duceau înainte nu știu. Că înțeleg că pe rate. Înțeleg că au fost niște rate uriașe. Astăzi le plătesc mai mari ca în 2020. Le ducem și pe alea și facem și lucrările care să dea orașului o speranță de a trăi, de a se dezvolta. Vă mulțumesc pentru participarea la emisiune și vă atrag și dumneavoastră atenția că sunteți invitat la o emisiune cum vor fi și ceilalți candidați, dacă vor vrea să vină, o emisiune în care întrebările adresate dumneavoastră n-au legătură nici cu întrebări foarte politicoase, nici foarte rele, dar vor fi întrebări directe despre lucruri controversate sau nu din activitatea dumneavoastră înainte de campanie va avea loc această emisiune. Nu, Bălănescu, să știți că nu fug de întrebările incomode. Bine. Și mai ales de întrebările care vin din partea cetățenilor. Sunt primarul care haideți încă să din spunem primul că de data de aceasta voi fi eu cetățeanul care vă adresez aceste întrebări cu și cu colegii din redacție.
Încă din primul an de mandat am mers tocmai pentru a afla cele mai incomode întrebări și probleme și nevoi ale cetățenilor. Săptămâna aceasta am avut 4 întâlniri cu cetățenii deja. Nu, 3 întâlniri, astăzi este a patra. Chiar sper să mă văd cu cât mai mulți părinți în zona școlii numărul 2 în această după-amiază, de la ora 5, pentru a discuta despre nevoile zonei, ale școlii, despre proiectul de mobilitate, că sunt convins că foarte mulți sunt afectați. Nu fug de întrebări incomode din partea oricărui cetățean, nici nu trebuie să am răspunsurile la toate. Important este să merg cu bună credință și să am dorința de a rezolva ceva și de a lămuri ceva din acele întrebări. Mulțumesc pentru participare, ne oprim aici. Mulțumesc. Oameni bune, aceasta a fost emisiunea. Cei care i-am amintit că îi aștept la emisiune, îi aștept oricând să vină să vorbim. În altă ordine de idei, astăzi la ora 10 va fi o conferință de presă a celor de la AUR în fața Consiliului Județean. Apropo de campanie electorală și de faptul că îi mulțumești pe unii sau pe alții. Și noi mergem înainte, vă invit să citiți Mesagerul și Ecoul Munților, un număr extrem de consistent în 24 de pagini. Ne oprim aici, ne vedem sănătoși, sperăm mâine dimineață. Numai bine!